La sediul judecătoriei Rădăuți s-a desfășurat un exercițiu comun de intervenție, de evacuare și acordarea primului ajutor în situații de urgență în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava. Principalul scop al acestui exercițiu a fost instruirea personalului instanțelor judecătorești cu privire la activitatea de prevenire și stingerea incendiilor. Totul a început în jurul orei 12:30, când fumul înnecăcios se putea observa de la intrarea în sediul instituției. Personalul a dat alarma, pompierii fiind informați, iar personalul a început evacuarea. Scenariul prevedea ca o persoană să fugă pe acoperiș, una să fie rănită în arhivă, iar restul să fie evacuați. Pompierii au ajuns în cel mai scurt timp posibil la fața locului și au trecut la treabă. Persoana care a rămas blocată pe o acoperiș a ajuns în siguranță la SOR, iar persoana care era captivă în arhivă a primit primul ajutor la fața locului, ulterior fiind transportată la spital. Angajații judecătoriei au fost instruiți și despre modul de utilizare a stingătoarelor. Angajații judecătoriei Rădăuți au fost instruiți despre modul de acordare a primului ajutor medical. Se face hiperextensie capul, se dă pe parte ca să eliberăm... Deci în momentul în care ați făcut mișcarea asta, tot ce înseamnă că e rene se poate elibera. Se spune că înghite limba, nu înghite limba, limba... Baza limbii, mușchi, pur și simplu. Rămâne mai... se relaxează și cade pe... pelea Irene. Când i-a făcut mișcarea asta hiperextensia capului, își dă drumul, se ridică și își dă drumul, la, poate respira foarte bine pe el. Deci e o mișcare simplă, nu mai dai pe spate. Și după care te uiți la el. Dacă se vede că are ceva în gură, știu, noi ne referim și la faptul că putem fi în familie, ai pe cineva drag. Normal că nu stau una, să mă duc în coace, am pe o persoană care știu eu, de unde e și cum e, nu-l cunosc, nu știu, nu apuc acum să-i umplu prin gură eu sau să-i fac. L-am pus într-o siguranță și vine parte medicală. Am desfășurat astăzi un exercițiu cu forțe și mijloace în teren la judecătoria Rădăuți, la locul intervenției în urma scenarului stabilit. Am efectuat căutare salvare persoane surprinse de incendiu. La fel au fost evacuate persoane care s-au auto-evacuat pe clădirea judecătoriei, bunurile din arhiva judecătoriei și de asemenea s-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului produs în încăperi din judecătorie. De asemenea, până la ajungerea forțelor proprii, personalul de pe locul de muncă a acționat în primă fază cu mijloacele de primă intervenție avute la dispoziție, s-a acționat centrala de semnalizare, iar ulterior s-a făcut o instruire a personalului privind modul de folosire a stingătorului și de asemenea reguli de prim ajutor medical de bază către echipajul SMURT. Exercițiul s-a desfășurat în condiții foarte bune. Bineînțeles, având în vedere condițiile meteo, mă refer la vântul puternic, salvarea persoanei de pe clădire în ceea ce privește întinderea autoplatformei au trebuit făcute cu foarte mare atenție în așa fel încât să nu intre în avarie. De asemenea, s-a acționat și la acoperiș pentru stingerea incendiului. Activitatea, zic eu, că și-a atins scopul atât din punctul nostru de vedere, cât și pentru personalul din cadrul judecătoriei Rădăuți, având fiecare acționând în
modul pe conform procedurilor specifice și pe care le au la bază în ceea ce privește intervenția în astfel de situații. Și de fiecare dată avem ce învăța, pentru că orice exercițiu este binevenit din punctul nostru de vedere, atât pentru noi cât și pentru cei de pe locul de muncă. Faptul fiind sau știind acest lucru de către toți cei care au participat la exercițiu. Iar important este ca să ne pregătim de cât mai multe ori, în așa fel încât să, în situația în care apare un eveniment real, să știm cum să intervenim și să nu intrăm în panică. Exercițiile sunt planificate, avem o planificare anuală a exercițiilor, care o desfășurăm cu structurile de intervenție la diferite obiective în funcție de complexitate și de destinație. De asemenea, ori de câte ori sunt situații mai deosebite, mai sau la solicitarea anumitor instituții, în cazul în care apar anumite probleme, se desfășoară exerciții cu forțe în teren. Lunar se desfășoară măcar un exercițiu cu forțe și mijloace în teren, așa este prin planificare, plus cele organizate de inspectorat, care se desfășoară la nivel de județ, unde sunt implicate mai multe forțe din subunitățile de intervenție al județului sau chiar și din subunități din afara județului. Bună ziua, puteți să ne oferiți mai multe detalii despre evenimentul de astăzi? Bună ziua, sunt judecătorul Ciobâcă George, președintele judecătorii Rădăuți. Astăzi a avut loc un exercițiu împreună cu detașamentul de pompieri din municipiul Rădăuți, sub coordonarea președintelui Tribunalului Suceava și a doamnei vicepreședinte, pentru instruirea personalului într-o situație de incendiu. La acest exercițiu am participat atât judecătorii cât și personalul auxiliar. Sub îndrumarea domnului comandant am efectuat acest exercițiu. Cunoașteți angajați care sunt bolnavi cronici? S-a menționat în cadrul primului ajutor aici care s-a predat. Nu, nu avem asemenea cazuri în rândul personalului. Sperăm nici să nu avem asemenea situații. Sperăm să nu ne întâlnim nici cu o situație reală de incendiu. Clădirea este nouă, este o clădire modernă, dar cu o suprafață mare, peste 3.000 de metri pătrați, aproape 4.000 de metri pătrați, și trebuie să avem un minim de cunoștințe în acest domeniu. Mi se achiziționează defibrilatoare de urgență? Nu, aceste achiziții se fac oricum prin ordonatorul de credit, Tribunalul Suceava. La nivelul judecătoriei Suceava nu avem un asemenea echipament.